Goodbye. Bă, incredibil, bă, gata! Bă, bă, bă! E dat drumul? Bum, bum, ceam, bam! Salut, eu sunt Vlad și bine v-am găsit la un nou episod! Astăzi o să mergem la București să ne dăm într-o roată pentru 24 de ore. Nici mie nu vine să cred când spun asta. Cred că vă vin automat 1000 de întrebări, Vlad, de ce faci asta, de ce te duci la București și noi avem o roată aici în Constanța. În primul rând, roata din Constanța este dezasamblată, adică nu are cabinele în ea, deci nu am putut să ne dăm în ea, așa că o să plecăm de la Constanța până la București să ne dăm în roata de la București, aia mare, deci este mult mai mare. Până la urmă sper să meargă, mai sunt câteva zile până în decembrie și nu știm dacă merge roata, deci vreau să vă rog foarte frumos să apăsați pe butonul de like, să strângem 50.000 de like-uri. Am auzit că roata nu pornește dacă nu strângem 50.000 de like-uri, deci apăsați chiar acolo, că știți, trebuie să meargă roata. Țin să menționez că nu îi fur ideea lui Mr. Beast. Eu notasem ideea asta cu roata cu o săptămână înainte să scoată Mr. Beast clipul. Pur și simplu nu am reușit să filmăm clipul pentru că ploua la București, era vremea oribilă și astăzi este cât de cât în regulă să filmăm. Și vreau să adaug că nu m-am uitat la clipul lui Mr. Beast ca să nu spuneți că am furat idei din clipul lui, dar respect Mr. Beast, este o legendă. Bun, pentru că o să stăm într-o roată pentru 24 de ore, este evident că avem nevoie de provizii. Așa că am fost să luăm provizii, mâncare, sac de dormit, televizor cu PlayStation pentru că o să ne plictisim și o să trească să ne jucăm și noi acolo. Deci haide să vedeți cum am cumpărat proviziile. Uitați matizul, încă e aici. Da, no, deci încă e aici. Ok, noi ne-am gândit să luăm și saci. Pentru că aici avem și corturi, doar că nu are sens să instalăm un cort acolo, deja o să... Deci nu. De ce s-a atâția Adidas și aici? Ăsta e unul? Și ăsta e încă unul. Deci noi am gândit la cea mai mare nebunie, m-am gândit să luăm un televizor sau un monitor, vedem ce o să luăm, și să-l conectez la PlayStation și să ne jucăm acolo, în roată, pentru că o să stăm ceva acolo. Doar la Vlad puteți vedea clipuri cu astfel de idei. Săracu Matiz, stă aici și adună praf. Era. Ce mă, fetiță? Dacă mă întrebați cum naiba o să conectăm PlayStation-ul și televizorul acolo în roată, pentru că bineînțeles că nu avem curent, ei bine, aici domnul Luci să vă explice totul. O să luăm și o baterie de mașină și din 12V avem și un transformator, o să transformăm în 220 și o să avem curent. Ați înțeles? Physics. Tati, care e unitatea de măsură a tensiunii? Volți. Presupun că da. A, avem două. Două. Să-l iau pe ăsta. Și apropo, este foarte frig. Este... Mi-a venit o idee. Nu facem treabă deloc cu ronțele, așa că o să luăm ceva cu pui. Înainte să dau drumul la filmare, l-am întrebat, bă, ce luăm? Un pui. S-au întrebat, un pui. Stai puțin. 1 minute, 37 seconds later. Fii atent ce am luat aici. Om, băieți, eu mor. Băieți și fete, stați puțin că avem și fete și domnișoare, vă salut, vă pup. Bă, mor. Mamă, cum miroase, bă, mor de foame, bă. Uite cum arată. Acum, pur și simplu, suntem în drum spre București și o să revenim acolo. 2 hours later. Noi am ajuns aici. Fără nicio certitudine că roata asta merge. Dacă mă întrebați de ce merg mai ciudat, este pentru că sub geacă am monitorul. Da, că sunasem eu săptămâna trecută și mi-au spus că pentru... Dacă ne dăm de 10 ori... 1 minute, 37 seconds later. Am fost informat că o tură cu roata asta imensă durează 12 minute și ca să ne dăm 24 de ore în chestia asta, ar trebui să ne luăm 120 de bilete. Faceți și voi un calcul, 120 de bilete ori 15 lei, da, cam atâta ne costă să ne dăm 24 de ore aici. Toate astea ori 2, pentru că un bilet este pentru mine, trebuie să o luăm și pentru Cristic. Noi nu le-am spus că avem toate proviziile astea, deci că o să instalăm, să ne jucăm pe aici, doar că aia este. Bun, deja m-am așezat în capsula asta, o să stau aici 24 de ore. Uitați-vă, Vlad este acolo cu tata, nu știu dacă îi vedeți, aranjează camerele. Nu mă dau prea des cu roata, dar când o fac, mă dau o zi întreagă. Așa, aici este cabina în care eu cu Cristi o să stăm. Uitați-vă, avem două băncuțe drăguțe. Nu este destul de înaltă, vedeți că dau... nu dau capul, e la fix. Și cam aici o să ne stabilim. Goodbye. Să ziceți când poți să-i dau drum. Acum, da. Să vreau să vrei, dacă vrei să face cam, ori deschideți geamul de aici, da? Da, ok. Ori dacă nu închideți aerul, dar nu vă sfătuiesc că saburezi geamul. Mișto, avem geam. Ok, Cristi, suntem ok și aici, nu poți să crezi.
Câte ceas acum? 9 dimineața? Da. Oh, dar ne mișcăm! Ce inovație! Cristi aici e în extaz. Uitați-vă cât de încet ne mișcăm. Știu că este foarte lent, dar e roata, e pur și simplu roata imensă și o tură durează 12 minute. Cristia, filmează-mă că trebuie să scot monitorul ăsta, nu mai rezist cu el. Fii atent. Unde o să bagi tu ăsta în priză? N-avem nicio priză. Am o baterie. E ceva mai complicat, ai zis tati, și n-am înțeles nimic. Păi și știi să o folosești? Da. Ok, ok, avem un setup. Aici avem și niște artificii pe care am crezut prima oară că nu o să le mai dăm, dar de când ne-a zis că avem geam, ia stai. Tot n-avem cum. Decât dacă fac așa. Da, cred că o să le dăm afară când o să ieșim de tot. Când o să fim fericiți. Da, e. Yeah. Cam asta este turul cabinei. De ce se clatină atât de multe când ne mișcăm noi? Când ne mișcăm. Mamă, cum se vede! E genial! Uitați și soarele, răsăritul din București, frumos. Este minunat. Eu nu pot să cred că fac așa ceva. La ce s-a ajuns YouTube-ul? Aici este o geantă pentru camere. Ce avem aici? Abar n-am, tu ai făcut geanta aia. Saci de dormit, pentru că credeam că o să fie frig. Mamă, cum se mișcă! Curge apă, că... Bă! Nu te mai... Ar fi bine să nu te mai clatin chiar așa. De ce curge apă? Pentru că... Te-ai trântit și se clat... Ne prăbușim. Ala fac bari. Deci tot curge. Curge apă, ce n-ai o să murim. Mă omor de clar. Ok, Cristi vrea să fac o poză pentru Instagram și acum trebuie să își pună telefonul acolo, să pună timerul, să prindem frumos soarele ăsta. Bă, se vede genial. Mi se pare genial că fac asta pentru un clip. Wow. Stai așa, nici măcar n-am ajuns sus de tot. Și deja suntem foarte, foarte sus. Blocurile. Uite cât suntem peste blocurile alea și sunt imense blocurile alea. Cristi, tu de câte ori te-ai dat într-o roată? De 5 ori. Exact. Nu am spus o singură dată. Și o singură dată? Și eu cred că număr pe degete de câte ori m-am dat într-o roată imensă ca asta. Bine, de fiecare dată când m-am dat într-o roată a fost în roata din Constanța și asta e de 2 ori mai mare. Mi se pare genial. Într-un fel sunt recunoscător că fac YouTube, că facem nebuniile astea pentru voi. Nu uitați să ne dați un follow pe Instagram. Deci cât făceam poza, atinsesem punctul cel mai sus din roata asta. Ce lac e ăsta? Aș dori să știu, puteți să-mi lăsați în comentarii. Uitați ușile astea, nu știu dacă le putem deschide. Goodbye to the people who hate on me. În acest ruxă cel minunat avem PlayStation-ul pe care o să-l scoatem. One sec. Ia uitați-vă cum se învârte toată chestia asta. Toată roata. Cu roți mai mici. Unde-s mulți? Puterea crește! Și măta! Luci deja își face prieteni. A plecat prietenul, am înțeles cum îi face cu mâna. Mai urmează încă 119. După 19-19. A, spus 119, nu știu despre ce vorbești, eu vorbesc corect limba română. Și ne ducem din nou. What's in the bag? De ce ai luat un PS cu tine? Ce vrea să facem cât suntem aici? O să ne jucăm. Așa că dă-te. Bine ați venit la setup turul nostru din această cabină minunată. Avem aici consola gata pregătită, monitorul. I got my joystick in the bin and another one. Cristi, ce vrei să ne jucăm? Orice joc. Minecraft. Ok, bine ați venit la un nou episod din seria noastră minunată de Minecraft. Ca de fiecare dată, orice fel de început trebuie să încep să spargi niște copaci și să ne facem o casă. Bine, mai întâi trebuie să mergem la mină, dar după ne facem și o casă. Nici nu știu de ce am luat două joystick-uri dacă doar Cristi se joacă Minecraft. Păi putem să ne jucăm și altceva dacă vrei. Dar nu acum, vreau să-mi fac o casă. 12 seconds later. Cristi, aici. E ok, băi. Păi noi acum o să stăm pur și simplu să ne bucurăm de ride. Revenim peste câteva ore. Stăm aici de două ore și Cristi tot ce face este să se joace Minecraft. Vrei să ne jucăm la ceva? Da. Te-ai căcat pe tine? Îți dai seama că nu... Putoribil! Îți dai seama că nu păiași ceva vlog. Bă, nu, că te bate, te cași pe tine, mă jur, mă.
te bat. Păi nu e ca și cum tu o să te să nu tragi o bășină în toate 24 de ore. Băi, eu nu mă băz. Nu mă băz. Ce ți se floare pe cur? Nu fă asta pe vlog. Nu. Cât e ceasul? 3:69. Zi-mă cât e ceasul. 4:20. Deja? Ia uitați oamenii este. Sau să devină un tic de-al tău, să fim, dar nu știu ce prezentare. Trebuia să vorbești undeva și o să wow. Tot ce așa o să uită azi. Bă, tu dacă mai vrei să ne jucăm ceva azi, nu mai fă nimic cu ăsta. Nu mai vreau să mă joc. Eu vreau să mă mai joc, nu m-am jucat deloc. M-am jucat prea mult. Eu nu m-am jucat deloc. Bă, vreau să te bat la un joc. Chiar crezi că o să mă bați la un joc? Ia, zi la ce și ne batem. Forță, ca în mașină. A, de fapt, putem să ne îmbrăcăm în saci, să ne punem pe jos. Păi și dormim aici. Nu uite pe tania acolo, de când stăm frig. Cred că ne urăște. Unde e? A, e un uite punct mic pe cameră, nu se vede tare. Cum stă acolo, știi că nu poate să plece de lângă cameră, că o să o fure cineva. Wow, ne uităm la beculețe, wow. Uite, acum e mov, acum e roșu, acum e portocaliu, acum e galben. Uite beculețele cum fac. Oh. Bă. Stai mă, că poate se aude, bă, poate se aude. Ce se aude, mă? Poate se aude când aude gardianul ăla. Mai măi! N-are cum să audă, mă, uite. Mai măi! Dar n-are cum să audă. Nu mai. După atâtea ture, am realizat că o tură nu este de fapt 12 minute. Cât e? Cât ți se pare? 6 minute, 7. 6 minute, da, ceva de genul. Scam! Da, ține banii înapoi. We up in the sky. Hai, Cristi, putem să facem aici un music video chiar acum? $10 milioane. Cred că mai sunt 2 ore până când se face seara. Și până atunci cred că o să ne mai jucăm puțin. Țineți minte că m-am expediat într-o cutie. Nici atunci n-am știut ce să fac în 24 de ore. Acum eu o să mă joc cu Cristi niște Mortal Kombat și vreau să văd dacă îl bat. 1 minute 37 seconds later. Bă, incredibil, bă, dar ce mă. Stai, mă, bă, bă, bă. Să nu-l batezi niciodată pe Cristi la Mortal Kombat. Cristi, nu vrei să strângi ce-ai făcut, că ești un dobitoc? Așa ceva. Pasagerii nu au voie să mănânce și să consume lichide. Nu au voie să se comporte într-un mod incompatibil cu condițiile de siguranță ale dispozitivului de distracții. Să desfacă centura de siguranță. Ce centură, mă? Avem așa ceva? Bă, lasă-te de viață, te rog. Bă, s-au aprins luminile în tot Bucureștiul. Uitați-vă! Cât de frumos. Fix când mă filmez. Bă, lasă-te. Cristi, nu ne rămâne decât să admirăm acest peisaj minunat. Fiindcă se apropie noaptea, este timpul să ne să-mi punem pregătești patul. Una bucată sac, a doua bucată sac. Haideți să vă arătăm cum funcționează sacul de dormit. Îl ai aici, e un sac. Și dormi în el. Bă, dar e minuscul, eu încăpeam în ăsta. Pacul 6 ani? Bagă-te, frate. Hai că încapi dacă e. Night night. Aww. Sleep tight. Good night. Știți filmările alea din vacanțe goals? Uite așa stau eu și mă trezesc, dau asta jos pe mine și privesc. Hei Cristi, zi-mi o poveste! Nu știu nicio poveste. Și cine sunt eu aici? Mătușa Dorothy stă doarmă? Ce o să faci copiii tăi când o să trească să-i pui la somn? O să-i pun la somn. Cum? O să le fie somn și o să adoarmă. Ah, ok. Vine spiritul Crăciunului, așa că mâncăm mandarine. Mănânc. Stai mă, câte avem? Apropo, eu încă sunt în sac. E okay. Efectiv una. Cum o să fie una? E una. O împărțim.
Bă, îmi dai și mie. Îmi dai și mie. Mulțumesc că miroase. Se uită paznici destul de ciudat că sunt într-un sac. Uite, deci nu pentru că mănânc aici și n-ai voie să mănânc aici. Nu e niciun semn cu nu-ți lua sacul de dormit aici. Dar se uită la tine că ai o clementină, nu-i așa? Da. Trăiesc viața de YouTuber de 1 milion de abonați. Jegosule. Îți primul om de pe planeta asta care suflă nasul, nu? Da, dar nu ai băie să-ți sufli. Coaie, curi pe mine. Da, Cristi, dar nu ai voie să o faci într-o cabină, dă. Pe bune, Cristi. Bine, îți dau o flegmă după clementina aia. Bă, dai germen pe mine. O să ies din sac. E prea cald. O să ies din sac. E mult prea cald. N-am ce să fac. Putea găgat. Știi că eu vă grab. Da, da, da. Flic, flic, fac. Că nu faceți nimic în cabină ca să nu se clatine. Ce era să dau capul de asta? Să dau capul? Da. Cristi a zis că nu se mai poate și că o să se elibereze, îl cheamă natura. Să nu dai pe geam. Sau, de fapt, dă pe geam dacă dai pe lângă. De ce e verde? Zici că e radioactiv. Zici că mai are puțin și topește sticla aia. Asta e culoarea aurie. Dar uite, pune mâna pe sticlă să simți că de cald e. Pune mâna pe sticlă, nu e ca și cum atingi. E foarte cald. Era cald o sticlă, era imposibil să... Dar îți vine să-ți verifici că ești cald o sticlă pișată. Nu mai zic că au mai urcat oameni pe parcursul zilei și văd așa cum se duc și coboare. Sunt fericiți că au dat o tură și noi suntem aici de 200 de ture. Mama, explodez. Ah, de fapt, dă impresia că e verde pentru că e sticla albastră. Ba nu, n-are nicio treabă. Urina nu e verde, e într-un fel galbenă. Bine, oricât am stat aici, nu, niciodată nu mă tesatul de așa ceva. Este... Eu m-am săturat, vreau să plec. Apropo, mâine avem liceu. Și teză. Dăm teză? Da. La? La bio. Copii, învățați-vă pentru teze. Se știe. Stai, Cici? Ei, ei. Ei, wow. Asta e ultima tură, nu? Nu știu. Mă vizi, trecem pe aici. Ne ducem din nou. Hai, repede, repede, repede. Suntem chiar aici, vă rog frumos, nu ne-am mai trimiteți o dată până în cer. Nu! Nu! Dar mai aștept să dau cu astea. Am una. Nu m-am speriat, mă. Da, da. Da, uite că cabe de... Nu m-am speriat, nici eu. Ba, da. Ce te-ai speriat? Ce prost. Mă lasă. Let's do it. Yes! Yes! Haide! Mulțumim! Nu uitați să apăsați pe butonul de like. Vreau să strângem cât mai multe like-uri la acest videoclip pentru că susținerea voastră este tot ce avem nevoie. Asta a fost roata, ăștia am fost noi, frații Munteanu. Vă mulțumim și vă așteptăm la următorul clip.